un exemple ridicat pe slide, vedeți că în 10 ani de viață a unui centru de date, pentru fiecare kilowatt de consum IT instalat, se cheltuie aproximativ 20.000 de euro. În condiții de randamente normale sau obișnuite. Dar să vedem unde se duce energia consumată. În primul rând, în etajul de infrastructură. 50% din ce intră într-un centru de date se degajă sub formă de căldură. Adică, echipamentele de răcire trebuie să elimine căldura produsă în centrele de date. Mai avem radiația termică a infrastructurii electrice. Avem pierderile în UPS-uri datorate diferenței de randament. Următorul pas în echipamentele care chiar produc activitate de caldă. 40% se disipă sub formă de căldură. Ajungem în interiorul serverului și ajungem efectiv la procesor. Acolo 99%, 99,9%, după cum vedeți, 99,9% se disipă sub formă de căldură. În general, se apreciază că un server care consumă un kilowatt, disipă un kilowatt termic